Comandantul de Poliție Județean Covasna, agent principal de poliție Tolvai Marin Nicoleta. Alături de mine sunt domnul comisar șef de poliție Palade Eugen, împuternicit șef al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, domnul colonel Sitaru Mădălin, adjunct al Inspectoratului Județean de Jandarm Covasna, și domnul locotenent colonel Corodelu Petronela, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarm Covasna. După cum ați fost informați, tema conferinței de presă de astăzi este activitatea desfășurată de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna în primele 9 luni ale acestui an, precum și colaborarea instituției noastre a polițiștilor cu jandarmeria pentru menținerea ordinii și siguranței publice. O să-i dau cuvântul în continuare domnului comisar șef de poliție, Palade Eugen, pentru a vă prezenta câteva aspecte legate de activitatea noastră. Mulțumesc frumos! Nu o să intru prea mult în profunzimea lucrurilor, pentru că am pregătit pentru fiecare dintre dumneavoastră un material cu cifrele în concret privind faptele sesizate în primele 9 luni. Aș reține atenția dumneavoastră în legătură cu concluziile care rezultă din analiza situației operative. Și anume, pe primele 9 luni ale anului curent, numărul total de fapte penale sesizate scade cu 5,5%, infracțiunile contra persoanei scad cu 4,6%, agresiunile care se comit în general pe fondul unor conflicte spontane sunt generate de consumul de alcool. De aceea, polițiștii acționează cu precădere la sfârșit de săptămână în zona barurilor și a discotecilor pentru a preveni faptele violente. De asemenea, o altă categorie de infracțiuni, infracțiunile contra patrimoniului, scad și ele cu 13%. În ceea ce privește infracționalitatea în domeniul silvic, polițiștii putem spune că au acționat mai eficient în această perioadă și au constatat mai multe fapte penale. Trebuie însă menționat că în majoritatea cazurilor de tăiere ilegală de arbori, prejudiciul care se produce prin săvârșirea acestor infracțiuni este mic. În domeniul siguranței rutiere, apreciem că situația este sub control. Statistica ne arată că infracționalitatea din acest punct de vedere este în scădere. Aspectul siguranței rutiere este, de fapt, în atenția noastră zilnică și, din fericire, putem spune că înregistrăm indicatori pozitivi, în sensul că numărul persoanelor decedate, numărul persoanelor rănite grav, rănite ușor, a scăzut față de perioada comparativă a anului 2016, iar numărul accidentelor grave la fel a scăzut cu 15%, trend pe care ne-l dorim și în continuare și pe care o să ne asigurăm că o să îl și realizăm. Așa cum spuneam, siguranța cetățenilor este permanent în atenția noastră, de aceea desfășurăm frecvent acțiuni prin care urmărim să îi descurajăm pe cei care comit ilegalități și fapte prin care se tulbură ordinea și liniștea publică. În acest sens, avem acțiuni de colaborare, de sprijin cu Inspectoratul Județean de Jandarm Covasna, de altfel și dispozițiile legale care reglementează activitatea în acest sens. E vorba de Ordinul Ministrului de Interne 60 din 2010, prevăd activități în comun, tocmai în scopul asigurării ordinii și liniștii publice. În continuare, lângă mine, domnul colonel Sitaru, le rog dacă să vă prezinte câteva elemente în ceea ce privește cooperarea pe linia menținerii ordinii publice, activitate care intră în competența poliției, dumnealor având celelalte două componente de asigurare și de restabilire a ordinii publice. Bună ziua, bine ați venit! Precum, mulțumesc, domnul comisar șef. Partea de menținere a siguranței publice.
partea de menținere a ordinii și siguranței publice este un ansamblu de măsuri luate pentru desfășurarea împreună cu poliția sau a poliției, împreună cu noi jandarmi, împreună cu alte instituții, astfel încât să ajungem la un numitor comun și respectiv cea a siguranței cetățeanului. Regulile de conduită și toate celelalte reguli de conviețuire socială, avutul public, avutul obștesc, trebuie să fie păstrate în siguranță de către noi factorii care suntem responsabili pentru ducerea la îndeplinirea acestor misiuni. Pentru acest climat de liniște, de ordine și siguranță publică, cooperăm îndeaproape cu Inspectoratul de Județean de Poliție Covasna. Putem să apreciem amândoi că avem o colaborare nu eficientă, ci foarte eficientă, la un nivel calitativ foarte bun. Structurile desfășurând în mod, ambele structuri desfășurând în mod frecvent acțiuni și activități pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite, care, din păcate, se mai întâmplă uneori. Dispozitivele de menținere a ordinii publice și siguranței pe raza localităților urbane și rurale se organizează de șefii de poliție municipală orășenească cu forțe proprii, iar în funcție de particularitățile elementelor situației operative se solicită forțe suplimentare de la noi, de la jandarmerie, care se utilizează pentru constituirea de patrule mixte, așa cum a zis și domnul inspector șef, în baza ordinului 60. Chiar atribuțiile stabilite prin lege pentru instituțiile noastre, poliția și jandarmeria, reprezintă bazele acestei cooperări. Astfel, în primele 9 luni ale acestui an, au fost desfășurate peste 40 de acțiuni la care am beneficiat și unii și alții de un număr de jandarmi, acțiuni care au urmărit în mod principal descurajarea celor care comit fapte contrare legii. De asemenea, această colaborare s-a concretizat și în executarea a 4.900 de patrule mixte formate din polițiști și jandarmi. Efectivele angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice, repartizate în sectoare, zone de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pedestră și auto pe itinerare stabilite în funcție de evoluția criminalității și asigură intervenția la evenimentele semnalate. Un alt aspect care merită menționat se referă la misiunea de asigurare a ordinii și liniștii publice cu ocazia unor manifestări publice, cultural-artistice, comemorative, religioase, promoționale, de protest și competiții sportive. Jandarmii au asigurat măsurile de ordine la peste 260 astfel de misiuni pe raza întregului județ, fiind sprijiniți în acest sens de către efectivele de poliție, iar eforturile celor două instituții s-au unit pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură a tulbura buna desfășurare a acestor adunări publice. Pe parcursul desfășurării acestor misiuni, în primele 9 luni ale anului în curs, efectivele de jandarmi au stabilit 449 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 136.600 de lei și au constatat 74 de infracțiuni cu 64 de autori. Cam asta ar fi materialul.